manifestări culturale care să întrecească sfera culturală și să aducă în cadrul festivalului absolut, așa gândesc eu, că am atins în acest an pe toți cei interesați. Tuturor le oferim posibilitatea să participe cel puțin la un eveniment, începând de la lumea științifică, de la lumea universitară și până la amatorii de divertisment. Pentru că programul le oferă tuturor posibilitatea să se manifeste, fie ca actanți, fie ca simpli spectatori, la paleta foarte largă de evenimente din acest an. Prima zi, ziua de vineri, am dedicat-o părții științifice și acolo ne adresăm atât lumii academice, lumii universitare, cu un simpozion pe teme istorice, cât și amatorilor de arte vizuale, cărora le oferim continuarea, episodul 2 al expoziției de fotografie de anul trecut, de data aceasta protagoniștii fiind tot colegii de la Istorie Vie, dar la cetatea Sincidava s-au realizat fotografiile în acest an, continuând, așa cum spuneam, seria de expoziții, care, peste încă 3 ediții, vor fi un tot. Vom avea toate cele 5 cetăți în imagini. Seara ne vom adresa tot elitei intelectuale, pentru că partea de divertisment va consta într-un concert de muzică de cameră și în punerea în scenă, cu ajutorul Asociației Grupul Skepsis, la unei piese de teatru mai puțin cunoscute publicului larg, Zamăl Semister Păgân, este o prelucrare a textului lui Lucian Blaga. Începând de sâmbătă dimineață, continuăm programul pe care deja îl cunoașteți de 10 ediții, este același, cu ceea ce am introdus anul trecut în program ca noutate, concursul Pui de Dac, va continua și anul acesta. Și ca noutate se va desfășura chiar sus, pe dealul cetății, în apropierea amplasamentului cetății Sincidava. După care vom intra în programul pe care o să vi-l prezinte colegul și partenerul nostru, Liviu Zgârciu. Este programul pregătit de Asociația Istorie Vie, urmând ca seara să ne reîntâlnim cu formația Phoenix, la dorința organizatorului, partenerului nostru de la FUCIR, și cu încă 3 formații pliate pe același gen muzical, Millennium C, Authentic și Gino Band. Duminică, anfitrionul manifestărilor va fi actorul Cosmin Seleși, care va conduce ostilitățile concursului. Toată ziua vom avea concurs și lupte, iar seara ne vom regăsi la un spectacol folcloric. Ca noutate absolută, anul acesta vom avea o luptă pusă în scenă de cascadorii de la Buftea. Este vorba de vulturii Carpaților, bine cunoscuți pentru că sunt protagoniști în majoritatea filmelor care se toarnă în România și care au fost alături de mari actori ai lumii, inclusiv actorii de la Hollywood au lucrat cu acești cascadori, conduși de renumitul Dan Motan. Ei vor fi duminică la Cugir, așa cum spuneam, cu o luptă.